covrigei rustici cu nucă. Ia uitați cum arată. Așa. Ia uitați. Sunt fierbinți de la cuptor. Așa, sunt fierbinți și sunt buni. Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi o să facem covrigei cu făină integrală și cu nuci. Ia uitați câte nuci. Astăzi o să cântărim toate ingredientele împreună. Aici avem nuci, făină integrală. Eu am o făină integrală cu 7 cereale, dar puteți face și cu făină albă și cu făină integrală. Facem covrigei cu nuci. Sare, ulei de măsline. Deci o să avem nevoie de 100 de vin, 100 de ulei de măsline, 45 de nuci măcinate, un praf de sare și făină, circa 300-320 de făină integrală. Așa. Și să cântărim. Am să dau deoparte. Am să pun cântarul aici. Am să pun și un vas și deschidem. Ia să vedem dacă am 100 de vin. Vin alb. Deci cântărim totul în grame. Deci 100 de vin, 100 de ulei. Puteți pune și ulei de floarea soarelui dacă doriți. Deci ajungem la 200. Punem un praf de sare. Am să pun de aici un praf de sare. Așa, sarea o puneți după gust. Dăm deoparte. Am să amestec așa cu o palețică. Acum ne pregătim nucile, 45 de nuci. Eu le-am prăjit puțin. Așa. Eu le-am prăjit înainte. Am să las așa, un puțin aici în față. Și aici avem uleiul nostru cu vinul și cu sarea și acum să adăugăm făină și făina o adăugăm circa 300 de grame de făină. O să punem mai întâi puțină. Ia să cântărim. O să pun 200. Am pus 230 și amestecăm. Acum am să adaug și nuca. Și amestecăm. Am să deschid și cuptorul la 180 de grade. Eu am un cuptor electric, sus și jos, deci este fără ventilație. Și îl deschidem acum. Am deschis și cuptorul să se încălzească până facem noi. Și acum am să mai adaug puțină făină, că aluatul este moale. Deci în jur de 300. Deci am avut 230. Am mai pus încă 50. După aceea o să punem pe masa noastră de lucru să frământăm puțin. Așa. Vedeți că aluatul este destul de mare. Să dau așa mai în față. Așa, să se vadă. Aici am o tavă. Nu o voi unge. Nu o voi unge, nu o voi pune nici hârtie de copt. Că nu este nevoie. Și acum vom tăia. Ca să dăm formă la covrigei. Așa. Cred că se vede, nu? Așa. Voi tăia așa că îi fac în mână. Să știți că sunt foarte buni și fragezi după ce se coc. Și dacă îi vreți să fie puțin mai crocanți, după ce închideți cuptorul, mai puteți lăsa cu cuptorul închis circa 5 minute. Așa, și acum le dăm formă. Deci o să iasă așa covrigei rustici. Și răsucim. Simpli. Și punem aici. Și acum rupem în două și facem.
Așa, covrigei rustici cu nucă și cu făină integrală. Eu am o făină integrală cu 7 cereale, dar puteți face și cu făină albă. Așa. Îi fac așa în mână. Ia uitați. Vedeți? Simple. Covrigei rustici. Ia uitați. Vedeți? Așa. Nu-i face nici prea subțiri, dar nici prea groși. Răsucim. Ia uitați. Tava noastră este gata. Și acum o dăm la cuptor. 15 minute. 180 de grade. Așa. Sus și jos. Ia uitați. Vedeți? Așa. Sunt gata. Eu acum am să-l pun înapoi în cuptor. Cum v-am spus, să se usuce. Și sunt gata. Acum am să-i bag din nou la cuptor 5 minute cu focul închis. Să se usuce puțin și sunt gata. Ia uitați pe fund. Vedeți cum s-au făcut. Băgăm 5 minute la cuptor, cuptorul închis, să se usuce. Aceasta este rețeta de astăzi.